de mi-ar cere cineva, dau zile pentru tata. M-a învățat numai de bine ca să mă descurc prin lume. Cât să bucură tata că am ajuns bine în viața mea, să ții tata fruntea sus, că nu te-am făcut de râs mai tata. E ceva normal, nu special, ceva normal. Și nu comercial, ceva normal. Auzi! Iartă-mă! Trăiască băieții mei care am muncit pentru ei. Când erau timpuri mai grele, nu i-am lăsat la venele. Am muncit, Doamne, de mic și-am fost numai necăjit copii, dar i-am crescut fără, dar mai este puțin în altă ziua. Au ce spune. Să rămână, Doamne. Alin și Ionuț. Nu-mi doresc nimic în viață, doar copiii să mă creadă, să-mi creadă copiii mele care am muncit pentru ei. Doamne, mă vedea nevastă mea cum alergam toată ziua, cu l-alergam toată ziua ca să-mi cresc familia. Plângea nevestica mea după ani și ani de zile, și băieții mei sunt bine. Nu m-a lăsat Dumnezeu și-a făcut pe placul meu. Cum să nu fiu fericit cu Alin și Ionuț, cu amândoi, după cât văd, da. Și-o nevastă credincioasă ca să-ți meargă bine în casă. Așa-i nevestica mea, n-a ieșit din vorba mea. Acum e și rândul meu să fiu ajutat și eu, că toată viața am riscat. Poate umblam nemâncat și încândurat. Acum eu țin fruntea sus să mănânc cu Ionuț. Și mi-e sufletelul bun, ce bine a ajuns Salin. Sunt un tată împlinit, sunt un tată fericit, că mi-am pus băieții bine, Dumnezeu ține cu mine. Of, nevasta mea, vreau să-ți crească inima, lumina ochilor mei, ce bine sunt băieții mei. Să rămână atent. Să rămână.